O familie din municipiul Baia Mare l-acuză pe edilul Cătălin Chierecheș că primăria vrea să ia o parcare pe care o deține legal la barul cu terase Tom și Jerry, aflat în vecinătatea parcului Regina Maria. Totul ar fi pornit de la o ceartă mai veche în care au fost implicați proprietarii localului și mama edilului, deputatul Viorica Chierecheș. Domnul Chierecheș vrea să ne ia o bucată din teren. De ce dorește să vă ia? Probabil are o supărare personală că, ce știu eu, i-a parcat odată mămica și am zis că e parcare privată și că a parcat pe două locuri și acum zice că am înjurat-o și că nu știu ce, total neadevărat, adică e fals total, nu s-a întâmplat nimic. Toată discuția a fost că e parcare proprietate privată și a parcat pe două locuri. Dânsa a plecat, a stat 5 ore cu a parcat două locuri, nu s-a întâmplat nimic, a plecat. Proprietarii barului se plâng că după ce mama edilului a plecat, terasa a fost vizitată de poliția locală. Motivele au fost diverse, ba un control, ba o verificare. Oamenii au călcat pragul localului de 3 ori în decurs de o lună. Ne-a chemat la sediu, la poliția locală, cu toate actele abuziv, fără să aibă ei niciun mandat de serviciu, nimica. Nu ne-au arătat absolut nimica. Ne-a chemat la poliție, ne-au purtat peste tot, le-am dus actele, că am zis că n-avem nimic de ascuns. Totul a fost ok. După ce poliția locală a verificat toate actele, proprietarii s-au trezit cu topografii pe cap. Proiectul de preluare a terenului a ajuns astăzi chiar și pe masa Consiliului Local, pe motiv de reamenajarea intersecției străzilor pe Teofișandor, dealul Florilor și a intrării în parc. Oamenii s-au apărat în plen cum au putut. Au luat cuvântul, au strigat și și-au adus susținători din rândul clienților. Vă rog să nu aprobați acest proiect, vă rog să pitați acum, vă rog să votați negativ. Unii consilieri chiar s-au declarat de partea proprietarilor. Eu sunt pentru protejarea proprietății private oamenilor și pentru a le oferi cetățenilor un liniștit în oraș, să-și poată vedea de viață și afaceri. Oamenii au reușit până la urmă să scoată de pe ordinea de zi proiectul care oricum avea avizele nefavorabile ale ambelor comisii de specialitate.